Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție emisiunii Mix Actual. Sunt Onelia Pescaru, am o invitată foarte specială în această seară în studioul Mix TV, cu care ne auzim și pe Radio Brașov, este Crina Vereș. Pentru început, Crina Vereș, atât, bună seara, bun venit la noi. Cum să o recomand pe Crina Vereș? S-a pregătit să fie medic, a terminat o facultate în acest sens și mai apoi a realizat, într-o bună zi, că altele erau planurile cu ea pe lumea aceasta. Sau până la urmă a rămas într-o aceeași menire, doar calea s-a schimbat un pic. S-a schimbat un pic instituția. Și instituția aceasta cum s-ar numi? Am trecut de la universitate, de la facultate, de la ideea de a rămâne acolo, la ideea de a vedea ce pot să fac mai mult pentru oameni. Nu era mai facilă universitatea pentru cineva care merge pe calea bătătorită? În momentul în care îți dai seama că nu te mai ajută nici pe tine, nici pe ei tăi ceea ce se face acolo și după ce i-am înmormântat pe ai mei, pe toți frații lui maică mea, pe tata, și am ajuns în aceeași situație ca și ei și să mi se zică nu ne pare rău, atunci... Deci îmi pare rău spus de un medic, de fapt, sau de mai mulți medici. Da. Și mi s-a zis nu se poate la vârsta asta, ba, se poate la vârsta asta să ți se întâmple ceva prin care să ți se spună, știi, mai puțin de 2 săptămâni de trăit. Și atunci cumva încep să cauți. M-am reîntors să văd, ok, unde am făcut ceva greșit, de ce mi se întâmplă asta, oare e doar cu neamul meu, ce se întâmplă acolo. M-am întrebat dacă se poate vindeca în primul rând, pentru că, na, având 4 copii la vremea... Deci mama, 4 copii... Îmi doream cumva să nu moștenească ceea ce am, hai să zic, am moștenit tata, eu... Ok, și ei cu ce se devină, mai ales că și în familia tatălui lor era exact aceeași poveste în care părinții lui primiseră tot aceleași diagnostice. Unii spun blestem. Da, asta m-am întrebat și eu, fi vreun blestem? Și am zis, ok, dacă Dumnezeu e bun, atunci, fiind un părinte mult mai bun decât aș putea să fiu eu pentru copiii mei, indiferent ce ar fi făcut, i-aș ierta. Și am zis, ok, zi-mi ce aș putea să fac, pentru că nu cred că pentru tine blestemele sunt de netrecut. Și mi-am dat seama că nu e despre Dumnezeu în felul ăsta și că Dumnezeu înseamnă mult mai multă libertate decât niște blesteme. Și au ajuns la mine niște filmulețe ale lui Bruce Lipton de epigenetică și care explica faptul că noi avem gene pentru toate tipurile de boli, chiar și cele cronice, terminale și cele mai nasoale de care ne-am putea teme. Dar ele sunt acoperite în mod normal de niște proteine și nu pot fi citite. Protejate, cumva, da, nu? Exact. Protejate. Și că, de fapt, ele se citesc în condiții speciale și am zis, wow, ce tare chestia asta. Da, în momentul ăla am zis, e cam târziu pentru mine că, na, aveam ocluzie intestinală, aveam... Și un diagnostic din partea colegilor, cumva, exact, necruciător. Și am zis, bun, da, fiecare oră, el zicea, felul în care sunt citite genele este dat de percepțiile noastre, de felul în care vedem realitatea și că noi nu ne îmbolnăvim datorită realității și a ceea ce s-a întâmplat, ci a poveștii pe care ne-o spunem despre ce s-a întâmplat. Deci cum trăim acel ceva? Exact, cum o experimentăm în interiorul același nostru. Același șoc pentru mine și sora mea? Da. Pot face diferența între viață și moarte, de fapt. Poate să fie pentru una dintre voi să nu fie un șoc și să fie ceva la care să se fie gândit, dar nu ți-a spus și ție. Și pentru tine te ia pe nepregătită, iar pe celălalt s-a gândit o viață întreagă la asta. Și eu mă frământ și mă consum și exact, plâng și faci scenarii, blestem și, filme, și fac scenarii. Exact, și tăcesc cu universul, cu Dumnezeu, cu cei din jur, de ce mie, nedreptate și alte minunății. Și practic resursele în loc să se ducă spre vindecare, de fapt se duc spre înrăutățirea situației. Fiindcă e ceva pe care l-am înțeles de la Lipton, Bruce Lipton, faptul că atâta timp cât mintea noastră este dezechilibrată și atâta timp cât trăim în frică, practic... Suntem și vulnerabili. Sau? Da, doar că nici măcar intelectul nostru și deciziile pe care le luăm sunt undeva de sub nivel de oligofreni și am zis, ok, super tare. Deci ce am de făcut în primul rând e să-mi liniștesc mintea și învățasem o mulțime de tehnici de liniștit mintea, asta chiar era ok. Și mi-am dat seama că nu mai pare chiar așa de neagră situația.
am zis ok, am din starea asta. Dar când ți se spune două săptămâni, am parcă două un tic-tac, tic-tac. Ok, da, și atunci mi-am dat seama pentru prima dată că pot în continuare să mă cert cu Dumnezeu, cu viața, cu mine, cu cei din jur, sau pot să mă opresc și efectiv doar să mă bucur două săptămâni de tot ce pot. Adică poftim ok două săptămâni dacă exact. Spui, dar în acele două săptămâni trăiesc. Da, în astea două săptămâni nu mai dau curs la nimic din ce am dat până acum. Fiindcă nu mai merită să-mi arunc timpul pe fereastră, încercând să-i conving pe alții de realitatea mea, încercând să le arăt valorile mele. Și mi-am dat seama că fiecare are valorile lui, de ce ar trebui să trăiască cineva deci după valorile luptă mele. Luptă surdă, de fapt, și inutilă. Da, a fost cumva un fel de insight, un fel de... M-am prins pur și simplu că e atât de simplu să nu te mai lupți cu nimeni. Și de acolo încolo m-am trezit că zilele trec. Că și la un moment dat timingul s-a dus, nisipul din clepsidră exact, s-a scurs. Și eram în viață și eram din ce în ce mai bine. Nu m-am gândit vreo 6 luni dacă la faptul că aș putea să nu mor. Mă întrebam în fiecare zi astăzi la ce oră, nu dacă. Adică mintea mea de medic nu deci, putea concepe. Partea aceea rațională și pregătită cumva în atâția ani de da, școală. Da, ești atât de bine școlit încât e șoc. Adică pentru mine era imposibil să se întâmple asta. Dar după 6 luni am început să mă gândesc, zic, mă, dar... Am ieșit din timp! Da, nu că am ieșit din timp, am ieșit bine din timp. Am ieșit bine. Am tranzit normal, ficatul meu e la locul lui, mă simt bine, pot să fac mișcare, nu mă mai simt o legumă. Și mi-a zis, wow, ce tare e asta! Unde-i cancerul? Da, exact. Numai unde-i... cuvântul cancer. Noi românii, dacă stăm să ne gândim și ne scormonim în zestea de proverbe, spunem de ce ți-e frică nu scapi, exact, apropo, nu? Da. De și ce ți-e frică nu scapi? Asta din copilărie când... Mama a avut părinți, bunicii au avut cancer? Bunicii nu, dar singura persoană care semănea cu mine din familie și la care îi vedeam pozele prin casă, îmi povesteau de când era mică ce tragedie și că a avut, de fapt... ce diagnostic a avut și cum s-a chinuit. Deci crina a crescut cu povestea asta exact, în subconștient. Și cu frică. Și am în făcut familia orice... mea au fost bolnavi de da, cancer. Am făcut orice altceva decât am întrebat în jur ce a făcut persoana respectivă. A fumat, a mâncat carne, a băut, a băut cafea și n-am făcut nimic din toate astea. Și am zis, ok, e imposibil să faci același lucru care afectează tubul digestiv și pe la modul în care toată plurifactorialitatea noastră de care vorbim în medicină să nu fi fost nimic din astea acolo. Și a zis, ok, și atunci cum e posibil? De ce totuși tot la colon, tot în același loc? Pentru că mintea mea acolo era focusată și de asta mi-a fost frică. Și practic toată copilăria, adolescența, n-am avut decât presimptome pentru povestea asta. Deci cumva o pregătire, din păcate. Da, o pregătire fiindcă frica lucra sub conștient și practic afecta biologicul din ce în ce mai mult. Paradoxul a fost că am descoperit la mulți ani, după ce am scăpat de minunea vieții, că de fapt, acea vară și acea tipă care era în pozele noastre de familie, la verișoara mea prin alianță, era de fapt nevasta vărului meu. Deci nu era din sânge, da, dar iată exact, ce înseamnă pregătirea mentală. De cel mai virulent virus ioide. După care am zis, wow, ce tare, și anul trecut am descoperit că, deși bunica îmi zisese că, uite, ea a murit la 33 de ani, aceeași vârstă la care am făcut și eu povestea, când m-am dus și m-am uitat pe priatele de mormânt, de fapt murise la 40. Apropo, încă un argument că exact, mintea ne este atunci, aliatul de nădejde și inamicul. Din nou mi-arăta cât de tare e mintea asta și cât de mult ne dăm cu ea în fizic. În loc să o punem să lucreze exact, pentru noi. Ăla a fost momentul în care Crina Vereș a spus, ok, dacă tot nu mai am ce face, mă bucur de ce mi-a rămas. Iar după ce copii, a trecut am spus, exact, ok, hai să fac ceva pentru ceilalți. Care a fost momentul care a dus la următorul pas, acela al studiului și al întoarcerii către alții a acestor învățăminte? Păi începea lumea să tragă de mine. Nu vrei să vorbești și cu mama, uite și copilul meu. Tu cum mare ai scăpat? Că da, exact. Și toată lumea știa că și te vede că areți la 40 ceva de kilograme, că zici că ești scăpat din Auschwitz și că ești un schelet ambulant. Și atunci, în momentul în care vede că ești totuși ok și că ești din ce în ce mai ok și că nu te mai lași tulburat de tot ce se întâmpla până atunci,
atunci, că ți se schimbă discursul, poveștile, că nu mai interesează aceleași lucruri. Vor să afle și exact, rețeta magică. Exact, îmi place și nouă viața ta, ce ai făcut și mai ales că ai scăpat de ceva care era o sentință la moarte. Și când primeau și ei câte o sentință din asta, ziceau vreau și eu pentru mama, vreau și eu pentru fratele meu. Și a început și să se ducă vestea. Și mi-am dat seama, da, că na, la un moment dat eram cam 20 de ore din 24, nu făceam decât asta. Și pe urmă am zis, nu, gata, stai puțin, că și asta e prea mult. Și am zis, hai să vedem cum se poate face într-un mod mai organizat. Și am început să mă sună oamenii, vrei să ții un curs, vrei să ne povestești, vrei să faci tabere. Și m-am trezit făcând asta, deși în facultate aș fi preferat să nu vorbesc. Deci în crina de studenta, da, era... Pe mine mă întrebau profesorii dacă tu ai limbă și vorbești altfel decât cu bulinuță și liniuță. Preferam să nu vorbesc și să-i ascult pe ceilalți. Nu m-am gândit vreodată că o să vorbesc eu și o să mă asculte alții. Încă mă obișnuiesc cu asta, da. Și încă văd în fața camerei un fior de timiditate. Nu o regăsesc pe Crina de la curs? Am făcut multe emisiuni, chiar nu cred că mă mai tulbură. Sau este emoția unui moment în care se transmite o idee de acest gen care schimbă vieți. Da. Care schimbă vieți. Da, asta văd. Văd oameni care mă sună și acum sau îmi trimit mesaje sau îi trimit colegii care face programări și zice mulțumesc că mi-ați salvat viața. Nu ți-am salvat nimic. Că ți-am dat aceeași informație pe care am înțeles-o și eu. Și diferența dintre tine și cei care se duc din lumea asta este că ai pus-o în practică. Practic, spre Crinavera și merg în acest moment foarte mulți oameni. Am văzut în weekend la Brașov o parte dintre cei care au vrut să soarbă învățătura, să afle rețeta. Unii mânați de curiozitate, dar cei mai mulți mânați de... un soi de disperare. Sau nevoie. Sau nevoie, da. Pentru că atunci ești mai motivat să faci ceea ce ți-a fost, de fapt, tot timpul la îndemână. Da, dar nu ne informează nimeni de asta. Am fost învățați de mici să extrapolăm controlul nostru asupra sănătății instanței medicale, însă medicul ăla niciodată n-a trecut prin ceea ce treci tu și mai mult sau mai puțin te crede atunci când îi spui ce simptome ai, uneori îți face analize, nu-ți găsește nimic și totuși pe tine te doare. Aici și acolo și doctorul zice du-te la... de disperare. Da, du-te că ai cu capul și că na, la niciunul dintre noi ne place să fim trimiși la psiholog, psihiatru, că nu ești de medicină, analizele tale sunt ok și omul nu știe ce-i cu el, sau alteori omul se simte foarte bine și când își face niște analize de rutină, spre surprinderea lui se trezește, știi, ești în stadiu 4. Conform istoriei naturale a bolii, mai ai vreo lună de trăit și omul zice, păi stai că mă simt foarte bine, cum adică mai am? Și tu intră într-o sperietură din care nu mai iese și până la urmă treaba și totuși trebuie să știe omul. Dincolo de tratamentele pe care alege sau nu să le facă împreună cu un specialist din indiferent ce specialitatea medicinii, treaba mea e să le reamintesc oamenilor să-și echilibreze mintea, să facă liniște în ei, să se împace cu tot ce e în viața lor și constatasem chestia asta, dar nu mi se părea atât de importantă. Ne veneau pacienți, că am mai operat cu niște prieteni și pe oncologie și veneau oameni pe care îi trimiteam acasă să moară. Și veneau după 6 luni, după 1 an de zile și întrebam ce ai făcut? Păi ce mi-a zis dumneavoastră? No, ce să le ziceam? Le ziceam la oameni, apropo, gândindu-mă că o să moară, să se împace cu cei din jur, să se împace cu Dumnezeu. Să... și găsească o liniște. Da, exact. Și oamenii ziceau, am venit și am făcut ce a zis noastră. Și uite-mă, eu mă gândeam, serios. Deci adică... au fost momente în care te-ai... chiar te-ai îndoit de puterea acestei... Că, sau cum? Na, cumva e ceva miracol, nu se putea. Dacă vine primul, vine al doilea, vine al treilea, am început să-i întreb, dar ce ai mâncat? Ce-am mâncat și până acum? Deci nu o dietă magică, da, nu exact. Un medicament minune, nu operație. Nu făcuseră niciun buhuhu, nimic, nu mâncaseră ceva, exact. Și am zis, bun, nu la tal tratament, că ce să-i mai dai, dădusem calmant, zis, nici de alea n-am avut nevoie. Ok, da, bun. Și mi se părea așa cumva, mă bucuram pentru ei, da? Mintea mea de nou cercetare, hai să vedem, dar totuși ce ai mâncat, dar ce ai gândit, dar ce ai făcut? Am gândit ce a zis dumneavoastră, să mă împac cu toată lumea. Nu mai e dușman cu nimeni, nu mai am numai câțiva prieteni, dar nu mai am dușmanie cu nimeni și mi se părea foarte tare. Adică mă gândeam
pe de o parte că o parte dintre ei veneau de la țară, uh-huh. de la periferie și am zis ok, bine, oamenii ăștia care sunt de la țară, sunt mai respira simpli, aer curat, da, exact, tot timpul căutam sănătos, ceva în exterior. Deci cumva a fost o perioadă în care mintea și-a creat niște contraargumente. Exact, da? Deci, că nu poate fi atât de simplu, nu poate adică fi atât nu de spune simplu. Mie că ai făcut cancer sau altă boli și tu vii să-mi spui acum că a funcționat chestia cu un păcat atât de simplu, adică adică era atât de simplu. Era mult prea simplu era pentru prea mintea simplu mea, prea complicată de ce sistem. Spun armatele de doctori, psihologi, psihiatri, în fața unui lucru atât de simplu care vine și demolează practic o industrie farmaceutică uriașă. Eu nu vreau să demolez nimic. Lumea are tot dreptul. Întreagă lume medicală care se blindează acum și spune cum adică? Așa am zis și eu și dacă aș fi fost în locul lor și în momentul în care tatăl meu avea cancer și frații mamei și ar fi venit cineva să-mi spună la mintea blindată pe care o aveam și foarte bine educată, argumentată să-și creeze, și argumentată științific, aș fi trimis la plimbare pe cineva ca mine, pe bună. Pentru că nu era din filmul meu și tot ce nu e din filmul nostru nu ne este foarte la îndemână să acceptăm decât în momentul în care ajungem într-un grad de disperare încât orice, pentru că asta n-a mai funcționat, atunci ești dispus să accepti și altceva. Mulți vin în acest stadiu. Da, da, deci mulți îmi vin așa. Sunt capabili în acest stadiu de disperare absolută să te relaxezi, să-ți apeși butoanele, să găsești liniștea în tine și soluția. O bună parte dintre ei, da, adică dacă te uiți, oamenii ăștia au primit câteva săptămâni, luni și surpriza e că văd și acum oameni cu care vorbeam în 2008, în 2009 și care sunt viață, bine mersi, li se dăduse o lună de trăit cu povești la creier. Au rămas în același mod de a funcționa, noul mod cel pașnic și necreator de conflicte. Da, pentru câțiva ani, după care au început din nou să se abereze pe aceleași teme. Să-și alimenteze fricile, conflictele. Să-și reinstaleze fișiere, după care cu ăștia e ușor, că ei știu deja că stai, știi tu ce rutina ai de o ai de data trecută. Exact, și nu ai altceva de făcut decât să te întorci acolo. Noua medicină germanică este deja o ramură conturată cu mulți care studiază. Cumva, cum s-au întretăiat drumurile între Crinaveră și pregătită să facă medicină și doctorul Hammer din Germania, care cumva a trăit tot o poveste, nu absolut similară, dar cumva moartea unui, moartea copilului, moartea năpraznică în împrejurări. Și moartea soției după. Moartea soției după aceea. Deci, simultan, cei doi părinți fac cancer pentru că nu pot rezista șocului emoțional produs de moartea neașteptată și atât de tragică a băiatului. Soția merge pe calea tradițională. Da, și ei amândoi fiind medici. Amândoi medici, da, iată. Ăla e primul lucru pe care simt să-l faci. Adică dacă eu n-aș fi experimentat pe ei mei, probabil că asta ar fi fost calea pe care aș fi făcut-o pentru mine. Sunt extrem de recunoscătoare că am văzut înainte pe ei că n-a funcționat și am zis decât să trec prin degradarea aia, Doamne, mai bine nu mulțumesc. Adică dacă îi să, mai bine, dar asta a fost alegerea mea, mai bine rămân cu toate în dotare, cât or fi, să le mănânce cine le mănâncă, eu între timp mă ocup să fiu fericită alături de copii. Dar poți să mai fii fericit cu teama aia? Că aici ai butonul. Știi ce ai ciudat? Da, pentru că deși aveam niște dureri pe o scară de la 0 la 10, de 10 non-stop și nu exista calmant care să liniștească asta, îmi dădeam seama că nu mă stric de cap. Am zis, am citit la un moment dat la un tip, Ramana Maharishi, care făcuse un atac de panică, nu știa ce, credea că o să moară și a zis, dacă ăsta e momentul în care voi muri, o să-mi ajut moartea, o să mă întind pe jos și n-am să-i vând fricii de moarte, acest unic moment al trecerii mele dincolo. Și mi-a plăcut foarte mult exprimarea asta și am zis, ok, pe sufletul meu, dacă e să mor, n-am de gând să mor cu mintea varză, am de gând să fiu prezentă, dacă se poate, în momentul ăsta. Și cu copiii de lângă tine, și ce cu faci? Copiii de lângă mine, a fost mai mare. La început, până îți dai seama că nu e în controlul tău, că eu nu pot să-mi dau mie nicio clipă de viață, că viața și moartea cumva nu-s de la mine. Că n-am putut să-i dau nici lui tata, i-aș fi dat. Îl rugam pe Dumnezeu în fiecare zi, dă-i jumate din pancreasul meu, dă-i jumate din zilele mele. Deci aș da zile de la mine. Da, dar n-a acceptat târgul ăsta și tata s-a dus și atunci am zis ok, deci nu funcționează asta, n-are sens să mai pierd timpul. Oricât i-am iubit pe cei din jur, nu-i putem
Și am zis, hai să mă bucur de timpul efectiv pe care l-am cu ei. Și de la niște dureri de 10, pe măsură ce am văzut filmulețul lui Lipton, care explica faptul că e nevoie să-ți liniștești mintea, să respiri liniștit, ce făceam era să observ senzațiile alea. Fără să vreau să treacă. Aici e cumva magia. Fiindcă noi când avem niște senzații neplăcute, vrem să dispară. Ce am înțeles de la el era că pe măsură ce tu îți dorești să dispară, de fapt asta nu face decât să persiste, că e ca și cum tu îi transmite psihicului și creierului tău, faptul că în ceea ce se întâmplă acolo este o greșeală și că el a declanșat niște programe greșite și culmea, creierul când îi transmite un astfel de mesaj legat de un organ, nu face decât să facă în plus retenție de apă și alte minunății ca să te ajute. Ceea ce irită și mai mult terminațiile nervoase din zonă și pare practic că se înrăutățește. Exact. Simți niște lucruri neplăcute, niște dureri, niște... În momentul în care am abandonat controlul și am stat și m-am observat și am zis, ok, hai să văd cât o să dureze și asta, unor leșinam de la povestea asta, nu știu, când picam în leșin, când mă trezeam din el, dar au fost câteva secunde în care nu mai era de 10, era de 8 intensitatea. Așa am zis, ce tare chestia asta. Pur și simplu eram ca un explorator, nu aveam altceva de făcut. Dar tot un știință rămăsese acolo, medicinistul era încă acolo, sau să nu-i spun medicinist, dar să-i spun vindecător. Curiozitate mai degrabă, era ceva, nu știu, erau de toate câte un pic acolo. Era și surpriza faptului că se poate să nu mai fie chiar de 10 și să nu mai am senzația că acum se întâmplă. Adică ajunsesem la un moment dat, citisem în ceva carte că dacă vrei să faci diferența dacă ai leșinat sau ai murit, să te tragi de deget. Și mă trăgeam de nu știu câte ori pe zi de deget să văd dacă am murit sau n-am murit după leșinurile alea. Și au fost momente în care m-am trezit din ce în ce mai mult fără senzații neplăcute, fără durerile alea cumplite în care mă durea cearșaful, nu mai suportam nimic pe mine, dar mi-era și groaznic de frig. Și partea frumoasă a fost că am ajuns să am momente fără niciun dram de senzație neplăcută. Și am zis, wow, ce tare, e ca și cum aș fi scos pentru prima dată capul de sub apă, e ca și cum ești în pericol de nec și este pentru prima dată când tragi o gură de aer și zici, wow, ce tare. Sau fericirea aceea absolută din copilărie, nu? Da, când ești liber, când alergi, când nu te doare bine, nimic. Pentru prima dată, wow, deci era, cum să nu mai am senzațiile astea? Și am continuat să le observ și deci cumva o detașare de durere și o privire din exterior. Da, fiindcă mi-am dat seama că n-am control asupra ei. Tot că n-am nici control, măcar hai să mă da, detașez. Deci cu morfină și cu alte cele văzusem și pe cei din familie că nu funcționează, e doar o agitație psihomotorie, omul avea dureri și gemea și alte cele. Și am zis, chiar nu vreau asta. Cât o fi, dacă nu mai pot de durere, mă duce, asta este. Dar de fapt nu s-a întâmplat asta surprinzător, ci s-a întâmplat... Era altul planul universului, poate. Da, vezi, dacă e așa, dacă era altul planul universului, să nu luăm așa. E ca și cum suntem la cheremul cuiva. Deci tot ar fi cineva care controlează. Da, exact. Deci nu există. Și noi nu mai avem nimic de făcut. Adică, cumva, n-ai tot loterie că... Deci, dacă... practic, până la urmă, sunt singurul meu stăpân. Sunt singurul meu responsabil. Dacă sunt fericită, dacă sunt sănătoasă. Da. Pentru mine, cel puțin, starea de fericire și de bine, cred că mi-aparține. Și nici nu-i mai las pe alții ca să-mi pună în cârcă fericirile lor. Oricât de apropiați ar fi. Da. Nici fericirea, dar nici nefericirea. Nici nefericirea. Fie soț, da, fie părinți. Da. Pentru că în momentul în care am învățat că sunt cea mai importantă ființă din viața mea și în momentul în care sunt cu mine, îmi dau tot ceea ce am nevoie și atunci când apare celălalt, copilul, partenerul, bunica, oricine ar fi pe lumea asta, chiar și pacienții, chiar și un om de pe stradă devine cea mai importantă ființă din viața mea în acel moment. Și atunci ți-e firesc să vezi un om pe stradă că plânge și că e trist și că mă întâlnesc a doua oră, mă opresc, iau o floare și o dau și omul surprins sau îl întreb dacă îl pot ajuta cu ceva. Și vezi pe oameni că se luminează la față, că nu te aștepți pe stradă, tu plângi și cineva te oprește și te întreabă, ești în regulă, te pot ajuta cu ceva? Cât de mult ne-am îndepărtat până la urmă de menirea noastră, zic eu, dacă... De a fi oameni. De a fi oameni. Adică, dați seama, după ce faci facultate după facultate, făcusem chimie, fizică, medicină, psihologie, la un moment dat am zis, ok, super specialist în toate domeniile astea, dar tot ce vreau e să nu uit să fiu om.
uiți uneori să fii om. În cultura noastră nu suntem foarte obișnuiți să spunem sunt cea mai importantă ființă din viața mea. Egoist o spunea mama când da, eram mică. Știu, nu fi egoistă! Și eu și toți ceilalți erau mult mai importanți decât tine. Toți sunt mai importanți decât tine. Ești pe ultimul loc. Eu, mama, sunt cea mai puțin importantă din familie. Da, și mi-am dat seama că eu pot să mor liniștită, cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit și cui o să-i pese? Pentru că ceilalți își vor desfășura viețile, vor găsi pe altcineva pe care să-l exploateze, dar de viața mea mie îmi pasă. Da. Și i-am învățat pe copii să nu mai trăiască nici pentru mine, nici pentru copiilor, ci pentru ei. Pentru că dacă fiecare trăim pentru noi, avem și de unde dărui. Cum era, dacă n-ai, nu dai. Dacă ești sărac, de unde să dai? Un om sărac nu are cum să dea. Un om măcinat de temeri, de suferințe, multe imaginare și multe autocreate, nu prea păi poate să autocreată cumva. Spun, eu mă victimizez, eu mă jertfesc pentru voi, eu toată ziua, eu de dimineață până seara, eu n-am timp de mine, eu nu... Am auzit circul ăsta acasă, l-am copiat. Am crescut unii dintre noi. L-am făcut la fel acasă și mi-am dat seama că nu funcționează. M-am sacrificat pentru tine, nerecunoscătorule. Da, da. Jucat în filmul ăsta și din poziția copilului și din poziția părintelui și am zis, ok, dar eu vreau să trăiesc diferit decât asta. Și am început să caut, oare există cineva pe planeta asta care alege să trăiască diferit decât circul ăsta? Că nu știu dacă asta e genul de viață pe care mi-l doresc și nu știu dacă vreau să trăiesc așa. Da. Trei poveri am dus mulți dintre noi în spate, apropo de cultura în care am crescut, frica, rușinea, vinovăția, nu? Toți. Da, și e rușină să faci asta. Dacă ne uităm pe scara conștiinței a lui David Hawkins, care făcea calibrări și-o lua și premiul Nobel pentru asta, îți dai seama că el zice un om poate fi sănătos abia după ce ajunge pe palierul de 200, scara logaritmică a nivelului de înțelegere și de acceptare și emoțional. Și că, de fapt, cele mai grele emoții pe care le trăim, emoții afecte, sunt rușinea, vinovăția și, de fapt, cu asta am crescut. Să-ți fie rușine, să-ți fie rușine. Sau tu ești de vină sau nu-ți e rușine. Cum de nu-ți e rușine? Și tot ce realizez e că părinții și ființele pe care le iubești se uită la tine într-un fel în care te desfințează. Și m-am trezit în momentul în care fiica mea a zis cuiva, venise cineva la noi în vizită și zice pe tine nu te bate mama și zice mai bine m-ar bate decât să se uite așa la mine, fiindcă atunci când se uită așa la mine am senzația că mă desființează. Wow. Și Dumnezeule, mulțumesc copilă de formulare și de momentul ăla am zis, indiferent de câte ori mă uit la voi altfel decât a fi desăvârșit și indiferent ce ați fi făcut, meritați să fiți iubiți și că e o distinție enormă între comportamentele voastre cu care pot să nu fiu de acord și ființa voastră care va fi întotdeauna extraordinară. Și aici este iarăși o unul dintre secrete. Fă distinție între omul din fața ta și ceea ce simți, crezi tu, e percepția ta despre ceva anume. Nimeni nu controlează adevărul, nimeni nu deține adevărul absolut, e percepția mea. Dar cumva unii, iată, tot mai mulți oameni merg spre aceste cursuri, citesc, dezvoltare personală. Fac dezvoltare personală. Eu cred că o șansă mare a omului actual. Practic, cred că ceva s-a schimbat în anii noștri, în anii pe care îi trăim. Și totuși unii spun încă nu, e ca girafa, nu e adevărat. Da. Așa ceva nu există, sunt prostii, sunt... Nu mă interesează să trăiesc alături de oameni care cred că-s prostii, am trăit și eu pe acolo, știu cum îi și au deci toată libertatea și tot timpul din lume să descopere și altceva și dacă nu o să descopere lucrurile astea și nu o să le servească, ei tot desăvârșiți și minunați sunt. Exact, de ce? Pentru că dacă m-aș uita altfel la ei decât așa, ca și vai, victimele ignoranței, victimele presa înseamnă că e în zona cea mai neagră din acest punct de vedere. Pentru că dacă aș face lucrul ăsta, de fapt, eu m-aș abuza pe mine. Dacă mă supăr pe cineva, toate celulele mele sunt amprentate de toate schimbările date de neurotransmițători, de hormon, de enzime, de toate cele care sunt implicate în starea mea de supărare, de indiferent ce văd la celălalt. Păi, na, măcar atâta inteligență cred că am să-mi dau seama că nu vreau să mă abuzez uitându-mă la altul într-un fel care nu-i servește nici lui, nici mie. Dacă nu pot să-l iubesc și să-l accept așa cum e, măcar îl las în pace. Deci hai să ne schimbăm modul de a privi lumea
Nu de dragul celorlalți. De dragul meu, nostru. Sunt super egoist, îl vreau pentru mine, vreau să fie mie bine. Din punctul ăsta de vedere, da, sunt egoistă, nu vreau să-mi fac rău uitându-mă la alții pe care nu-i ajut cu asta. Să le fie de bine, să-și trăiască viața cum doresc, eu mă trezesc la fel de bine și mâine dimineață. Spuneai, la curs e un timp al tuturor lucrurilor, e un timp pentru fiecare, faptul că un om nu e pregătit acum să primească o informație atunci, de acest fel, nu înseamnă nimic. Nu tragem de nimeni. Apropo și de acuze, că sunt voci care se ridică mereu și care vin practic parcă să te răvășească. Când oamenii vin să... Eu până acum ne-am întâlnit pentru că nu mă uit pe internet, am auzit acum de la tine, am mai auzit acum ceva vreme de la alții. Dar dacă cineva gândește iurea despre mine, am pot decât să mă rog pentru ființa respectivă să ajungă să vadă adevărul, să ajungă în echilibru cu ei, pentru că pe mine nu mă tulbură. Dar atunci când cineva spune îți datorez viața, mulțumesc? Nici asta nu mă afectează și le spun și de fiecare dată le precizez. Bucuria răuntrică, puțină vanitate. Am făcut bine unui om, o bucurie măcar, nu? Sau e tot vanitate? Am făcut-o eu. Și atunci, de ce să mi se umfle ovăsul? Pentru că atunci când un alt om nu pune în practică lucrurile, alege să trăiască într-un fel, m-aș simți vinovată pentru moartea cuiva, pentru suferința cuiva, nu mulțumesc. Deci, cumva, mesajul Crinei Vere și-ar suna, află-ți butoanele și apasă-le. Puneți organismul oricum și mintea să lucreze pentru viața, tine. Oricum măcar uită-te la ele, vezi ce butoane ai instalate, dezinstalează-ți-le și îți va fi din ce în ce mai bine. Cum ajungem la Crina Vereș? Google pe internet? Da, e un site care e încă în lucru de... E de mult făcut de tot așa de... Orice lucrare are timingul ei, da, nu? Da, diversi pacienți care vreau să mă găsească și... Mi-au făcut un blog, mi-au făcut un site, mi-au făcut o adresă de e-mail, m-am trezit cu ele făcute. Și tehnica lucrează pentru noi, da, nu? Și acum, na, e tot așa, vin oameni foarte faini care se ocupă de ele. Nu prea... Cum am sintetizat așa într-o formulă magică rețeta Crina Vereș? Tot rețetă spun că... Și nu e Crina Vereș, adică din punctul meu de vedere sunt lucruri universale. Să ai o minte echilibrată și liniștită, să fii împăcat. N-am zis-o eu de la Hristos, de la toate culturile și filozofiile. Și de formulă, de religii, de fiecare a avut alte cuvinte, poate, dar ideea... Ideea e aceeași, de fapt. Să nu îi lași pe alții să-ți dea telecomanda fericirii și nefericirii lor și să nu-ți dai telecomanda nimănui, că nu cred că e o rețetă și cu siguranță nu mi-aparține. O mulțime de oameni înaintea mea și după mine o să descopere lucrurile astea probabil într-o altă formă, dar e aceeași esență. Că viața e simplă, e minunată. E atât de simplă, da, e mult prea simplă pentru mintea noastră, atât de complicată. Mulțumesc din suflet, doctor Crina Vereș, o fată născută să vindece, care vindecă. A descoperit însă altă cale. Nu? Nu e de acord? Sunt de acord, dar eu nu vindec. Oamenii se vindecă singuri. Oamenii se vindecă singuri dacă se luminează la timp, așa e mai bine? Da. Da, sună mult mai bine decât faptul că eu aș vindeca pe cineva. Da, și pace, mulțumesc. Și bucurie. Mulțumesc din suflet pentru prezență, doamnelor și domnilor. V-am spus că e o ediție specială astăzi la Mix TV, la Mix Actual, la Radio Brașov. Ne-am întâlnit cu Crina Vereș. O găsiți, pentru că cine trebuie să se întâlnească, se întâlnește la momentul potrivit. Onelia Pescaru, sunt o seară excelentă tuturor!